se leagă foarte bine un proces, de, al doilea proces, procesul cu armata, era cea de întâi care trebuia să fie dezagregată și în primul rând lovite căpetenile armatei, generalii, pentru ca pe urmă armata să devină la dispoziția lor, pe unii i-a condamnat chiar la moarte, și să urmeze pe urmă îndrumătorii conștiinței naționale care erau scriitorii și ziariștii. Aceștia sunt primii, cum erau generali din armată, sunt cei din tâi vinovați față de comuniști care au dus lupta contra lor. E, lupta aceasta, ei au căutat să o înnăbușe de la început, să distrugă elementele care pentru ei reprezentau o primejdie, să nu mai apără niciun glas al conștiinței naționale. Și cu asta au izbutit. Sau imediat au promovat elementele lor, care au luat în primire rechizitoriu procuraturii acestei tribunal al poporului înființat după metoda sovietică și au început să ducă campania contra noastră. O campanie zdrobitoare, nimicitoare. Noi eram acum trădători de țară, noi cei care apărasem interesele neamului românesc și care cu scrisul nostru însoțisem armata care apărea teritoriul neamului, că sunt două elemente de apărat. Teritoriul neamului și spiritualitatea neamului. Egale în aceeași măsură în fața istoriei și în fața destinului unui neam. Dacă împiedici lupta pentru afirmarea spirituală a neamului, însemnează că îl supui unei dezorientări, în cel mai bun caz, dacă nu chiar nimicirii lui. Am regăsit foarte multe înțerate, subliniate cu roșu, foarte multe articole de dumneavoastră împotriva Imperiului Sovietic. Da, fiindcă ne dăm seama de pericolul mare pe care îl reprezintă și care și acum este un pericol mare pentru noi. Ne dăm seama că și știam planurile pe care le au. Planurile lor era ca să dezmembreze România, să ia nu numai Basarabia și Bucovina. Ana Paucăr a oferit până la Nis, până la Siret. A oferit lui Stalin până la Siret și el a spus, și n-are ce face cu atâta. El vrea să încorporeze toată Moldova. Ardealul să-l dea ungurilor, asta Dobrogea să-l dea bulgarilor. Asta era în programul Partidului Comunist din România. Acest partid care avea căpetenii numai străini. Nu era niciun român. Acestea erau fondatorii Partidului Comunist. Și aveau agenție la Odessa și la Moscova. Erau bine cunoscuți de Lenin, pe urmă de Stalin. Lucrau, aveau subvenții foarte mari. Ei lucrau diabolic, doamnă, pentru distrugerea noastră. Noi suntem în vecinătatea lor. Acesta este pericolul mare pe care îl reprezentăm din punct de vedere istoric. Și suntem un neam latin, plasat în această, în conjurul acesta de dușmani, care toți își dau mâna când e vorba de prada românească să o departă. Ori noi, generația mea, care eram urmașii celor care au făcut războiul, ce altă misiune am fi avut decât să păstrăm această comoară mare pe care ne-a lăsat-o jertfa celor 100.000 de lei, Marea Unire, și să ne dăm contribuția la consolidarea Unirii, la crearea unei culturi naționale și împuternicirea noastră. Și atunci ce putea să fie mai de folos și să corespundă acestor țări decât sentimentul naționalist? Sentimentul naționalist pentru o țară ca noi, mică și înconjurată de dușmani, este o obligație, o datorie sfântă, sacră, fiindcă ea reprezintă armătura sufletească a poporului. Pentru popoare mare însă, cum este Rusia, popoare hărpărețe, este un pericol față de noi. Naționalismul lor este un egoism pe care caută să cultive spiritul de acaparare a altor popoare, de dominație și de înrobire a lor. Asta este naționalismul lor, spre deosebire de naționalismul nostru, care este de apărare a ființei noastre naționale. Vreau să se facă această distinție, fiindcă astăzi naționalismul este incriminat ca un delict la noi. Tocmai de către dușmanii neamului nostru românesc, în clipa când sub comuniști am avut înăbușirea acestui naționalism. Și s-a văzut unde am ajuns. S-a văzut că românii nu mai erau decât niște robi care se lucreze pentru alții și la dispoziția altora. Nu mai aveau dreptul la cuvânt. Erau puse, de exemplu, vite puse în jug. Asta a fost. Nu. Conștiința națională este însăși
națiunea în sine, pentru mine, națiunile sunt creația lui Dumnezeu, cum au ungurii dreptul să aibă conștiința lor națională, cum au polonii să aibă conștiința lor națională, cum au evreii care au conștiința lor națională cea mai înflăcărată și cea mai puternică, așa se explică cum au putut să dăinuie. De ce noi să nu avem această conștiință națională și acest sentiment de apărare a neamului românesc? Mă întreb de ce.